Iată-ne din nou împreună la salonul anual de artă, găzduit de Muzeul Dunării de Jos din Călăraș, căruia îi mulțumim pentru prietenie, pentru faptul că promovează artiștii contemporani. Managerul acestei instituții, arheolog dr. Valentin Parnic, este întotdeauna alături de noi. De asemenea, conservatorul de artă al muzeului, domnul Victor Grigore, este numele care întotdeauna face să arate expoziția foarte bine. În organizarea acestei expoziții a contribuit și artistul plastic Florian Mihăilescu, cel care de asemenea este alături de manifestările noastre în ceea ce privește organizarea. Și această ediție cuprinde un număr important de participanți. Lucrările, evident că sunt foarte diferite, depind de identitatea artistului, depind de școala pe care o reprezintă, de experiența pe care o are în fața șevaletului sau în lucrul cu forma tridimensională. Categoriile reprezentate sunt pictură în ulei, acrilic, grafică, evident că ceramica, sticla, dar și sculptura în metal sunt categoriile care întotdeauna fac mai frumoasă această expoziție. Participarea artiștilor este una constantă. În ultima perioadă, o serie de artiști din țară s-au alăturat salonului anual de la Călăraș, pentru că la început acesta cuprindea artiști din Câmpia Bărăganului, dar an de an s-au alăturat nume importante ale artei contemporane. Iată că acum avem deja o simeză foarte bogată și tehnic și estetic. O să încep prezentarea cu partea de pictură, unde avem lucrări foarte diferite din punct de vedere al manierei de lucru și o să începem cu prezentarea lucrării Mirabelei Mihaela Begedeagă. Este o lucrare foarte frumoasă, o lucrare care este condusă către o zonă figurativă de mare sensibilitate, atât estetică, dar și modul cum își concepe lucrarea Mihaela Begedeagă este unul foarte interesant. Domnia sa o reprezintă pe Nică, a lui Creangă, cu pupăza din tei. Această concepție a lucrării este una originală și foarte bine condusă cromatic. Alături de Mihaela Begedeagă se află Otilia Anastase, o artistă care a evoluat foarte mult, foarte interesant în ceea ce privește privirea în spațiu. De obicei, elementele vegetale, elementele urbane, o cromatică ținută foarte bine sub control, fac mai interesante lucrările sale, care merg pe o parte de abordare modernă, dar și pe direcția de concept în cele mai multe cazuri. În ceea ce privește partea de volum, ceramistul Silviu Ansoare expune o compoziție decorativă inspirată din fragmentele arheologice. Este o lucrare realizată anul trecut, în care artistul readuce în memoria noastră vechi relicve arheologice, astfel încât această lucrare cu părțile ei suspendate ne amintește de corpul uman și de faptul că istoria este încă foarte aproape de noi. Pictorița Carmen Voideanu, o prietenă a Muzeului Dunării de Jos din Călăraș, expune două lucrări conduse în direcția naturii statice, două lucrări de mare sensibilitate cromatică, în care florile fac o descriere amplă a imaginii. Evident că domnia sa, cu toate că pune accent pe pata de culoare, compoziția bine structurată, asocierile cromatice, griurile foarte rafinate, sunt cele care fac deosebite aceste lucrări. Pictorul călărășan Corneliu Racu
în ultimele creații ale sale abordează subiecte sacre care sunt foarte clar transpuse, sunt ușor de cuprins cu privirea și au un impact direct asupra privitorului. Este un artist care nu își aglomerează imaginea, din contră, elementele pe care le așează au un mesaj simbolic foarte puternic. O lucrare foarte interesantă este Magia copilăriei a doamnei Maria Mânceanu Bogatu, artist vizual specializat în arta sticlei. De data aceasta îmbină structura aceasta a sticlei cu partea de pictură. Este o lucrare concepută ca un art peste timp, este o introspecție asupra ființei umane, dar consider, cunoscând-o foarte bine pe artistă, că este și o compoziție dedicată unui membru al familiei care acum o face pe însă și artista să-și retrăiască frumoasa copilărie. Constantin Bianca Andreea expune la Salonul Anual de Artă o lucrare foarte sintetică, o lucrare condusă într-un registru foarte clar, organizată pe griuri colorate, echilibrată, prin modul de structurare mergând spre clasicism, dar prin modul de aplicare al culorii este puțin expresionistă, reținută în aplicarea culorii, dar în final lucrarea are un efect estetic de mare sensibilitate în ceea ce privește zona tonalităților. Raportul acesta dintre închis și deschis este evident scos în evidență de compoziția simplă care marchează intrarea într-un lăcaș sacru, astfel încât mesajul lucrării este unul demn de remarcat. Lucrarea lui Nicu Dumitrescu Trăire este o compoziție în care acesta, folosindu-se de materialul dur al metalului, reușește să grafieze, să facă o scriere aproape gestuală prin combinarea, prin alăturarea expresivității acestor circuite, acestor trasee ale metalului. Lucrarea este foarte expresivă, are o putere de impact evidentă, tocmai prin sinteza ei deplină și prin faptul că are și prin materialul utilizat o cromatică firească și foarte expresivă. O lucrare în care tușa fragmentată este foarte vizibilă este cea lui Victor Măraru, Mesagerul. Picturalitatea este cea care este în evidență. Lucrarea aceasta este o lucrare în care simțim ritmul cromatic, dinamismul, tensiunea pe care personajul reprezentat, Mesagerul, îl face să devină o compoziție plină de mister. Silviu Ioan Soare, care este ceramist și a cărei lucrare am văzut-o mai devreme, expune și un peisaj de pe malul Borcei. Este un peisaj realizat în tempera pe un panou de lemn și faptul că Silviu Ioan Soare se raportează și la acest peisaj din jurul orașului în care trăiește, demonstrează faptul că natura este încă un element inepuizabil de inspirație. De fapt, foarte mulți artiști care trăiesc în zona Câmpiei Bărăganului, în zona Călărașului, sunt inspirați în arta lor de zona aceasta a Borcei și de vegetația luxuriantă. Jimmy Stănescu este un artist mult mai expansiv, cu o cromatică foarte vivantă, gestual, foarte ritmic și tensional. Este un artist care de fiecare dată ne impresionează prin modul în care
așează culorile și prin faptul că poate să treacă ușor de la o reprezentare figurativă, de la un desen de factură clasică, la o expresie foarte modernă, expresionistă, care să marcheze trăirea artistului în momentul în care își duce la și finalizează lucrarea. Aici avem două compoziții foarte interesante în care figura feminină este amplasată pe fundalul unor elemente decorative. Iată că elementul acesta de anatomie, portretul, dar și corpul uman, stilizate, simbolice, sunt completate de o reprezentare decorativă și foarte inspirată pentru artista Roxana Niculae. Folosește foarte bine contrastele cromatice și armonia lucrărilor sale este una totală. Peisajul lui Florian Vâlsan, artist cunoscut și ca acuarelist și ca un foarte bun caricaturist, este de data aceasta un peisaj realizat în tehnica aceasta a cărbunelui, o tehnică pe care artistul o practică cu multă atenție. Este o lucrare și aceasta foarte aerată, care realizează un raport între plin și gol, în care elementele de peisaj, așezarea propriu-zisă reprezentată, este una contrabalansată de spațiul liber al peisajului natural, dar și de suprafața hârtiei pe care artistul o speculează pentru a-și expresiviza la maximum compoziția. Perele lui Cornel Ursu Dobrogea ne arată încă o dată modul în care artistul se raportează la forma figurativă. Cornel Ursu Dobrogea este un pictor de factură figurativă, dar lucrările sale se apropie de multe ori de un realism condus spre hiperrealism, întotdeauna artistul fiind foarte atent la datele realității imediate. Lucrarea aceasta este o lucrare care îl caracterizează din punct de vedere cromatic pe artist și, pe lângă faptul că picturalitatea se citește în expresia tabloului său, întotdeauna artistul reușește să ne impresioneze prin imaginile inedite pe care le transpune. George Iulian Bănițescu este un tânăr student în anul întâi la Universitatea Națională de Arte din București, la clasa lui Ionuț Achițenie. A studiat pictura la Călăraș cu profesorul Silviu Ansoare și iată că de data aceasta expune un peisaj, peisajul fiind una din temele sale preferate. Deocamdată se desfășoară în tehnica interpretării moderne a elementelor de reprezentare și este un tânăr viitor artist care va avea încă multe să realizeze, pentru că este un tânăr de talent și evoluția sa este vizibilă în mod cert de la o lucrare la alta. Tema Arlechinului este pentru Jimmy Stănescu o temă recurentă. Este o temă pe care artistul o realizează cu multă pasiune și cromatica în care transpune acest personaj este de fiecare dată incitantă, de la griurile terne, colorate, până la o cromatică foarte vie, care de fapt îi caracterizează opera de până acum. Apostol Gabriela este o iubitoare a elementelor vegetale, a florilor, întotdeauna
Lucrările ei sunt foarte sintetice, parcă ar fi niște poeme japoneze, bine conduse într-un registru personal, niște poeme japoneze transpuse pe suprafața hârtiei. De data aceasta, Apostol Gabriela folosește și pata accidentală de culoare, dar și forma pe care o speculează într-o cromatică simplă. Valérie Blanche este întotdeauna influențată de natura din imediata apropiere, însă această natură este trecută prin filtrul imaginației sale și aceste explozii de culoare care împarcă au legătură cu materia în mișcare, cu elementele microscopice, cu cosmosul. Sunt foarte frumoase și sunt lucrări care marchează un stil al lui Valérie Blanche, o artistă care se exprimă spontan, se exprimă în culori foarte puternice. De fapt, această expresie plastică vine din interiorul ei și o face cu multă, multă pasiune. Tot în zona unui mesaj simbolic rămâne și Cristina de la Studina. Acest artist întotdeauna încearcă să reprezinte în lucrările sale o notă de mare sensibilitate. Adevăr și iubire se referă la iubirea divină, se referă la adevărul uman în raport cu iubirea divină. Cristina de la Studina este un artist pentru care peisajul, lumea florilor, dar și simbolurile arhetipale îl conduc către o reprezentare care să îi definească conceptul artistic. Cristina Georgescu este o artistă interesantă, foarte interesantă, pentru că de fiecare dată ne impresionează prin problemele pe care le pune în lucrările sale, iar compoziția aceasta ne arată faptul că reușește să reprezinte și îi place să reprezinte atât partea de expresie picturală, dar și zona figurativă, evident, ținând seama de niște criterii compoziționale, modul cum își plasează personajul în centru. Artista încearcă prin aceasta să rezolve, de fapt, un echilibru al compoziției, dar și simbolurile folosite în jurul personajului sunt cele care dau o putere de expresie pe care o întâlnim în mai multe lucrări ale artistei. O compoziție florală a Elenei Gabriela Florea, un triptic, în care observăm cum dragostea pentru viață, frumusețea vegetației, a florilor, impactează asupra pictoriței, care în mod direct, fără rețineri, așează tușă lângă tușă, fragmentează elementele. Uneori această tușă este puțin alungită, astfel încât compozițiile sale să fie foarte plăcute. Elena Gabriela Florea este o iubitoare a vegetalului, a florilor, a luminii și de aceea lucrările sale ne bucură de fiecare dată prin subiectul reprezentat. Vibrațiile de toamnă ale doamnei Rodica Iacob sunt inserate într-o compoziție în care artista folosește contrastul puternic de închis-deschis. Această lucrare este simplă, este o lucrare în care lumina și umbra se îngemânează, este o lucrare care completează opera de până acum a doamnei Rodica Iacob.
o artistă ce experimentează și care întotdeauna reușește să ne impresioneze prin diversitatea abordărilor tehnice. O lucrare a lui Carmen Pavel, La Redezestre, ne atrage atenția în această expoziție pentru faptul că această tânără artistă este întotdeauna foarte inventivă în ceea ce face, comparativ cu lucrările pe care le-a făcut până acum. Caracterul decorativ al acestora ascunde, de fapt, o documentare pe care Carmen Pavel o realizează înainte de a își organiza lucrarea. Modul acesta în care ea a evoluat este unul demn de remarcat și chiar această lucrare, această ladă de zestre, este o excepție în ceea ce a făcut ea până acum, pentru că majoritatea lucrărilor reprezintă personaje, în special feminine, așezate în diferite contexte și cu mare sensibilitate. Este Carmen Pavel o artistă foarte sensibilă și delicată în ceea ce privește cromatica și modul de a-și concepe lucrările. Un studiu foarte frumos de corp uman, de elemente, de detalii de corp uman, avem la Daniela Iancu, care practică un desen foarte bun de factură figurativă, care are domnia sa ca artistă toate datele unui desen academic, clasic, desenează foarte bine, este și o foarte bună pastelistă și o foarte bună acuarelistă, dar iată că acum aceste două lucrări, o autoreprezentare, de fapt, sunt cele care fac cinste artistei în această expoziție. Daniela Iancu este o serioasă artistă în zona aceasta a hiperrealismului, chiar dacă aici avem aceste două compoziții foarte bune. În ceea ce privește desenul academic, domnia sa se remarcă întotdeauna când apare în expoziții. Este o artistă foarte bună pe desen, cu toate că domnia sa este medic, vine dintr-o altă zonă, dar este foarte riguroasă, foarte organizată și foarte bună în desen. Iată că atmosfera de toamnă este reiterată de Petronela Milea într-o sensibilă acuarelă. Și Petronela Milea a evoluat foarte mult în ultimii ani în zona acuarelei, a caricaturii, a portretului. Este și domnia sa un reflex al zonei acesteia a bărăganului și peisajele care o înconjoară sunt motivele sale artistice. Este Petronela Milea și de data aceasta o expozantă care ne atrage atenția prin sensibilitate și expresivitate, prin modul în care știe să își justifice demersul plastic. Compoziția cu mere verzi a Lilianei Mihăilescu este, este o compoziție expresivă, este o compoziție în care alternează partea de pată de culoare cu partea vibrată de traseu, de duct al pensulei și modul cum și-a conceput compoziția arată o apetență către zona aceasta a picturii. Nu numai partea aceasta de elemente naturale, de mere și de subiect aviar ne atrag atenția, ci mai degrabă modul cum Liliana Mihăilescu reușește să expresivizeze prin alternarea unor elemente de limbaj plastic această întreagă imagine. Dragoș Radu Popescu Comana este un iubitor al tehnicii în creion,
Este un portretist excepțional. Personajele din imediata sa apropiere sunt motivele desenului său, sunt modelele sale și de data aceasta vine în salonul anual de artă cu portretul unui personaj din zona în care trăiește, Paul din Comana, dar și cu un alt personaj care este tratat diferit. Cele două lucrări sunt tratate din punct de vedere tehnic, diferit în această tehnică a creionului care este specifică creației artistului. Dacă la Paul din Comana avem o analiză clară prin hașură a portretului, a figurii care marchează un moment de bucurie al personajului, în cealaltă compoziție unchiul se remarcă o apăsare, se remarcă o trecere a timpului mult mai gravă peste acest chip, iar hașura din portretul precedent este foarte analitică, este înlocuită aici cu o folosire a creionului în trasee puțin mai elaborate și mai estompate. Acuarelista Felicia Cuideș este un personaj foarte cunoscut. Muzeului Dunării de Jos a expus de multe ori aici și întotdeauna am remarcat o evoluție foarte puternică de la o perioadă la altă perioadă. Este foarte atașată de forma figurativă, a pornit de la reprezentarea naturii, de la peisaje citadine și a ajuns la o sinteză și la o delicatețe a exprimării în acuarelă care ne atrage atenția. Ba mai mult, această sinteză este uneori plasată într-o zonă care combină elemente ce ne aduc aminte de Hundertwasser cu o zonă inspirată dintr-o realitate pe care artista o trăiește. Jocul acesta cromatic pe care îl folosește și utilizând uneori și pictura în alcool ne demonstrează dorința sa de autodepășire, de descoperire a unor noi modalități de expresie. Aceasta este lucrarea de pe afișul Salonului Anual de Artă. Este o lucrare a acuarelistului călărășean Dorin Manea. Florile soarelui pe care le reprezintă acestea sunt un subiect pe care l-a mai întâlnit în creația sa. Este un subiect inepuizabil pentru artiști, pentru că floarea soarelui poate fi reprezentată într-o infinitate de evocări vizuale. Dorin Manea este acel artist care merge la firul ierbii, reprezintă lumea aceasta a vegetației Bărăganului, reprezintă întinderile câmpiei, fascinanta și pitoreasca zonă a călărașilor. Bărci, bălți, flori, dar și zone în care a călătorit, fără să neglijeze abordarea proporțiilor corpului uman, ne arată că domnul Dorin Manea este unul dintre acuareliștii noștri care sunt un reper în expresia acestei tehnici. Un nud de Victor Grigore, un pastel, care merge pe aceeași abordare a ființei feminine, pentru că Victor Grigore este un artist care pictează foarte mult portretul feminin, în care folosește foarte multă lumină, însă schimbă uneori tehnica fără să schimbe tematica. Și acest pastel arată capacitatea sa de a desena corpul uman, de fapt capacitatea sa de desenator în general, pentru că
Victor Grigore a demonstrat acest lucru și în ultimele sale acuarele citadine, unde la fel expresia compoziției, expresia desenului foarte bine ținut sub control este în evidență. Lucrarea aceasta este foarte frumoasă, este un studiu de atelier, un model pe care artistul a reușit să îl reprezinte în culori foarte puține și să evidențieze încă o dată capacitatea sa în a se exprima prin desen. O trilogie a Mariei Mânceanu Bogatu este de fapt o autoreprezentare în care descoperim fațetele ființei umane, trăirile artistei care a experimentat aici realizând un joc formal și cromatic foarte sintetic. Sculptorul Alexandru Paraschiv ne-a încântat întotdeauna cu reprezentările sale bidimensionale, nu numai cu cele tridimensionale, și iată că această compoziție inspirată din mitologie ne vorbește despre un Alexandru Paraschiv care interpretează la modul simbolic, fiind foarte imaginativ, un subiect mitologic pe care îl transpune pe suprafața hârtiei într-un joc cromatic foarte interesant. Ar fi putut să facă cu succes și pictură, nu numai sculptură, dar întotdeauna expozițiile sale de sculptură au fost însoțite în partea de sineză de lucrări care erau realizate în tehnica desenului sau a picturii. Iată că și de data aceasta, în expoziția noastră, avem o lucrare a lui Alexandru Paraschiv, unul dintre cei mai interesanți sculptori ai artei contemporane, prin rapelul la arhetipuri și prin modul de concepere al formelor sculpturale. În zona fotografiei suntem onorați de lucrarea lui Florin Floreanu, care se numește Florării din Bărăgan. Florin Floreanu este un fotograf al zonei acesteia, a Bărăganului. El a străbătut satele din Bărăgan și a fotografiat arhitectura specifică zonei. Chiar este un mare iubitor a ceea ce înseamnă lucrurile particulare, artistice, tradiționale ale zonei în care trăiește. Florin Floreanu este un fotograf foarte implicat în tot ceea ce înseamnă detaliu și are foarte multă răbdare până când găsește elementele care să-i contureze un concept. Este un fotograf care ne atrage atenția prin detaliu, așa cum am spus, dar este un reflex al zonei în care trăiește și prin aceasta ne demonstrează că este un mare sensibil în lucrurile pe care astăzi nu le mai promovează foarte mulți fotografi. Zona aceasta a tradiției mai ales și a fascinantei arhitecturi și decorații care aparține lemnului. Florian Mihăilescu mă surprinde prin schimbarea registrului conceptual al lucrărilor sale, pentru că noi îl cunoaștem pe Florian Mihăilescu ca un acuarelist care se inspiră foarte mult din zona personajelor sacre, pe care le adaptează unei interpretări foarte moderne. Iată că acum spațiul copilăriei este cel care îi vine în memorie artistului, astfel încât reușește să transpună într-un mod foarte expresiv elemente ale memoriei sale afective.
Din punct de vedere cromatic, mereu a fost un mare sensibil. Florian Mihăilescu, fiind cel care stăpânește tehnica pe care o practică, indiferent în ce zonă s-ar desfășura, că este vorba de pictură, că este vorba de acuarelă, este un bun tehnician și lucrul acesta se vede în puterea de expresie pe care lucrările sale o au. Chiar faptul că și-a schimbat puțin exprimarea, motivul de la care a pornit, asta îmi aduce în memorie participările sale de până acum și îmi amintește de faptul că Florian Mihăilescu mereu este nou, mereu este foarte inventiv, chiar dacă subiectul de la care pornește ar părea în fapt același. Aceștia au fost participanții la Salonul Anual de Arte 2021 de la Muzeul Dunării de Jos din Călăraș. Mulțumim încă o dată pentru găzduire acestei prestigioase instituții și managerului ei, arheolog dr. Valentin Parnic, și le dorim artiștilor participanți multă putere de muncă, să trecem cu bine peste această pandemie și să ne vedem față în față la următoarele expoziții de grup care se vor desfășura la Călăraș, tot în acest frumos spațiu.